Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat cu titlul Principii de realizare și interpretare a lucrărilor academice transcrise pentru acordeon, autor Petru Știuca, specialitatea 653.01 muzicologie, doctorat profesional, membrii Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor în arte. Președintele Comisiei subsemnată, Bazrajan Svetlana, conducător științific, doctor conferențiar universitar Diana Bunea, referenți oficiali, doctor habilitat, profesor universitar Elena Mironenko, doctor profesor universitar Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași România, Aurelia Simion, al treilea referent oficial, doctor conferențial universitar, Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași România, Ciprian Chițu, și secretar științific al Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, doctor conferențial universitar, Ecaterina Gârcu. Vă rog pe doamna secretară științific să prezinte dosarul pretendentului la titlul de doctorat. Stimați membri ai Comisiei, dragi asistenți, îmi permiteți să vă prezint lista actelor, dosarul personal al pretendentului. Lista actelor și, deci, a dosarului. Lista actelor. Prima copie a actului de identitate a doctoratului, CV-ul, contractul de studii doctorale, referință privind efectuarea modulelor din cadrul programului de pregătire bazată pe studii universitare avansate, procesul global, privință de susținere a proiectului studiului doctoral, continuate studii și procesul verbal, al ședinței de susținere de creație la noi 2 și proiectul studii doctorale. Realismul preliminar al susținerii publice a tezei, cerere pentru demararea procedurilor de susținere publică a tezei doctorat, a diferență de definire a tehnică, avizul de acceptare a protocolului științific, extract din proces verbal, ședință consiliului științific privind aprobarea comisiei de verificare a asimilarității, avizul comisiei de verificare a asimilarității, procesul verbal de la susținerea tezei în fața comisiei de urmare și a reprezentantului consiliului științific, avizul comisiei de urmare cu recomandare să susținere și verificare a rezumatului, formularul de propunere a componenței comisiei de susținere publică și a datei, informații competente din comisiei de susținere, extract din acest formular privinței comune a Consiliului Științific și Consiliului Școlii Doctorale, cu privire la componența comisiei de susținere și date susținere, fișele de monitorizare a îndeplinirii observațiilor și recomandărilor membrilor comisiei de urmare și a rezultatelor Consiliului Științific expuse în cadrul ultimei ședințe cu Comisiei de Presusținere Fizic, ordine de aprobare a Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, avizul referințelor oficiale și membre al conferinței, acceptul cu privire la aprobarea titlului de doctor și calificativul, declarația de propriile studii și declarația de propunerea tezelor pentru canta, lista oferilor științific și publicația la urmă de cercetare, lista formulor științifice, copiile articolelor științifice publicate la urmă de cercetare, urmarea, participări și prietă și însumare, proiectul artistic. Deci, iată dosarul și toate documentele actului rezultate, deci corespund listei cinților. Sunt întrebări la dosar, vedeți cât de inclinător acest dosar și reflectă toată munca de practic 6 ani de zile care a fost depusă pentru ajungerea la această susținere publică a tezei de doctorat. Întrebări referitor la dosarul nostru. Oferim domnului Petru Știuca 25 de minute pentru a prezenta teza și componenta plastică. Deci se orientează 15-10 la discreția dumneavoastră. Bună ziua!
Stimați comisii, stimate doamne președinte, stimați referenți, onorată asistent. Pe parcursul ultimei jumătăți de secol, acordeonul ocupă un loc tot mai important pe scenele de concert din Republica Moldova și de peste hotarele și în învățământul muzical național la toate nivelele. Încă din anii 1960-1970 au fost deschise clase de acordeon și baian la instituțiile de învățământ muzical din Republică, fapt ce a contribuit la dezvoltarea artei de interpretare la acest instrument și la apariția unor valoroși instrumentiști de mare virtuozitate, care au dus faima țării departe de hotarele ei. Însă dezvoltarea artei de interpretare la acordeon nu ar fi fost posibilă fără crearea unui repertoriu original sau transcrierea unui repertoriu academic pentru acest instrument. Transcripția muzicală constituie una din cele mai eficiente căi de îmbogățire a repertoriului muzical, iar în cazul acordeonului, aceasta este cu atât mai importantă cât vorbim despre un instrument tânăr, apărut relativ recent pe scena muzicii universale. Astfel, unul din principalele argumente în alegerea temei tezei de doctorat l-a constituit în înlăturarea discordanței ce s-a creat între creșterea virtuozității interpretării, a importanței artei acordeonului în viața muzicală, a prederii acestuia în instituțiile muzicale la toate nivelele și absența sau insuficiența unui repertoriu divers ca gen și stil de muzică academică pentru acest instrument. În special, ne referind la repertoriul transcris, dar și la absența unor studii dedicate bazelor științifice de elaborare și interpretare a acestui repertoriu. Un alt argument îl prezintă și perfecționarea tehnică crescândă a construcției acordeonului în ultimii ani, ce are posibilitatea astăzi chiar să înlocuiască o mică orchestră. În perioada contemporană, construcția acordeonului este perfecționată continuu. Apar modificări și îmbunătățiri în ce privește sonoritatea, timbrurile, registrele, etc. Toate acestea oferă noi și noi posibilități tehnice de interpretare. Lărgirea sferelor de utilizare a instrumentului practic în toate domeniile și genurile muzicii contemporane generează nu doar dificultăți de completare a repertoriului, ci pune deja problema complexității tehnice a textului muzical, a creșterii virtuozității datorate perfecționării instrumentului. În prezent, acordeoniștii abordează un repertoriu transcris al unor creații de proporții ample, muzică de cameră, simfonii și chiar partituri de operă, acordeonul fiind încadrat în orchestre de operă, în proiecte ce vin să diversifice acest segment al pieței muzicale contemporane. Transcripțiile au un rol deosebit de important și în predarea acordeonului, contribuind nu doar la îmbogățirea repertoriului, ci și la formarea unei școli de interpretare bazate pe principii academice profesioniste. Problema completării repertoriului de acordeon a fost mereu actuală, mai ales pe plan didactic, având drept scop principal nu doar instruirea, ci și familiarizarea studenților și elevilor cu capodoperele muzicii universale, cu mari compozitori, cu cele mai importante curente ale istoriei muzicii. În acest context, profesorii de acordeon au apărut în rol de autori ai transcripțiilor pentru elevi și studenți, iar cele mai reușite dintre acestea au intrat în repertoriul didactic, de concert sau de concurs. Astăzi există un larg repertoriu transcris pentru acordeon, începând cu perioada baroc și până la cea contemporană. Pe parcursul activității pedagogice și concertistice, autorul tezei a realizat mai multe transcripții pentru acordeon, acestea constituind, de fapt, obiectul de studiu științific și practic interpretativ al tezei de față. Precizăm că întreg repertoriul de creații analizate în teza de față a fost transcris de autor, fiind aprobat în procesul didactic și concertistic, cizelat și perfecționat continuu. Este un repertoriu ce nu a fost publicat și nu s-a aflat în vizorul cercetătorilor. Se știe că transcripția a prezentat dintotdeauna multiple probleme teoretice și practice, de abordare și tratare, de interpretare, de respectare a originalului, de sonorizare și stilistica interpretării. Astfel, cercetarea noastră s-a axat în mod special pe două probleme esențiale legate de acest fenomen specific al artei muzicale. Principiile de realizare a transcripțiilor pentru acordeon și evidențierea aspectelor de tratare și interpretare concertistică a acestora. În realizarea acestui scop, ne-am propus să realizăm următoarele obiective. Primul, concretizarea terminologiei legate de noțiunea de transcripție. 2. Relevarea specificului de transcriere pentru acordeon a creațiilor polifonice în baza originalilor pentru orgă. 3. Stabilirea procedeilor de transcripție
pentru acordeon a lucrărilor omofon armonice în baza originalilor pentru pian și vioară. 4. Identificarea unor soluții practice de depășire a dificultăților de interpretare a repertoriului transcris și analizat. Reieșind din aceste scopuri, teza a fost structurată în introducere, două capitole, concluzii și recomandări. Fiecare capitol conține câteva subcapitole și se începe cu un compartiment de și se încheie cu un compartiment de concluzii. Capitolul 1 este intitulat Fenomenologia transcripției muzicale pentru acordeon și include subcapitole 1.1. Noțiunea de transcripție și corelările sinonimice ale acesteia în literatura de specialitate. 1.2. Transcripția ca proces de creație, principii de și particularități. 1.3. Procedee specifice de transcriere pentru acordeon. Menționăm că în acest subcapitol a fost necesară delimitarea pe plan metodologic a creațiilor transcrise conform celor două tipuri de bază ale facturii și structurii discursului muzical, cunoscute și general acceptate în teoria muzicii polifonic și omofon armonic. Au fost analizate în compartimente separate particularitățile specifice de transcriere ale creațiilor polifonice și a celor omofon armonice. Totodată, această delimitare a fost păstrată și în capitolul al doilea, cu referire la aspectele de interpretare. Capitolul 2 este intitulat Aspectele interpretării transcripțiilor pentru acordeon și se constituie din două subcapitole. 2.1. Particularități ale tratării creațiilor polifonice. Este realizat în baza a două transcripții din moștenirea pentru orga lui Johann Sebastian Bach, Fantasia și fuga la minor, 561, și preludiu și fuga sol minor, 535. 2.2. Interpretarea lucrărilor omofon-armonice din perspectiva acordeonului include analiza interpretativă a două creații din tezaurul muzicii universale, Concertul Opusul 79 în fa minor pentru pian și orchestră de Weber și introducerea și rondo capricioză pentru vioară și orchestră, Opusul 28 de Camille Saint-Saëns. Rezultatele cercetării expuse în concluzii generale demonstrează valoarea artistică a transcripțiilor pentru acordeon, care constituie o parte importantă a repertoriului concertistic și didactic pentru acest instrument în contemporaneitate. Preluarea operelor din tezaurul componistic universal în versiune timbral-sonoră a acordeonului reprezintă o posibilitate și o metodă general acceptată de completare a repertoriului și de promovare a acestuia. Dovadă în acest sens este bogată tradiția a transcripțiilor muzicale stabilită în cultura muzicală modernă prin contribuția unor mari personalități, compozitori și interpreți de-a lungul timpului până în prezent. În acest sens, în cadrul tezei, a fost accentuat caracterul creativ al transcripției, ca fiind unul esențial al acesteia, și totodată a fost relevat rolul autorului de transcripție. Astfel, calitatea lucrării care rezidă din acest proces va depinde în mare măsură de maestria, cunoștințele teoretice și abilitățile practice interpretative ale acestuia. În teză au fost scoase în evidență principiile generale și specifice de realizare al transcripțiilor, având ca factor central înțelegerea mecanismelor de alcătuire și funcționare a discursului muzical al creației originale, în strânsă corelație cu tratarea interpretativ-stilistică a transcripției și comoditatea interpretării la instrument. Interpretarea transcripțiilor pentru acordeon implică calități multiple, ce țin, pe de o parte, de cultura generală și de calitatea educației muzicale, cunoștințele din teoria formelor, armoniei, polifoniei, istoria muzicii și stilurilor muzicale, iar pe de altă parte, posedarea unei maestrii artistice și interpretative, dexterități, tehnice, talent și dedicație. Interpretarea creațiilor polifonice transcrise se axează pe cunoașterea profundă a specificului și stilisticii formelor polifonice, pe frazarea corectă și scoaterea în evidență a vocilor, interpretarea corectă, conform stilului, a ornamentelor, manevrarea registrelor. Executarea creațiilor omofon-armonice necesită o înțelegere clară a formei și stilului, o înaltă pregătire tehnică și o bună manevrare a burdufului. În una principalele concluzii ce se desprinde în urma prezentării transcripțiilor în cadrul recitalurilor
din cadrul tezei este faptul că, în urma identificării a descrierii principiilor de transcriere, a creațiilor polifonice și omofon armonice și a analizei interpretative a acestora, a fost relevat faptul că o mare parte a acestor principii se află într-o corelație foarte apropiată cu tratarea lor interpretativă. Astfel, transcripția și executarea acestei reprezintă un fenomen artistic complex și unitar. Autorul transcripției în procesul de realizare este condiționat de specificul instrumentului și de potențiala maestrie a interpretului, iar interpretul, pentru o execuție excelentă, va trebui să dea dovadă unei înțelegeri profunde a principiilor după care au fost realizate transcripțiile creațiilor în cauză. Originalitatea conceptului artistic al tezei rezidă în realizarea de către autor a unui repertoriu de transcripții pentru acordeon și prezentarea acestuia în cadrul recitalurilor, în proprie de tratare interpretativă, din perspectiva unui discurs muzical transcris, ținând cont de specificul acordeonului. Conceptul stilistic interpretativ asupra acestui repertoriu a fost realizat din perspectiva cercetării teoretice, a practicii didactice și a interpretării concertistice. Totodată, noutatea lucrării teoretice constă în faptul că pentru prima dată, într-o teză de doctorat, a fost transcris și analizat din perspectiva metodologică, științifică, muzicologică și interpretativă un repertoriu reprezentativ de lucrări academice pentru acordeon, fapt ce a permis elucidarea problemelor transcripției ca proces de creație și tehnică de realizare, formularea unor recomandări metodice ce țin de ținută artistică, stilistică și tehnică a interpretării. Materialele cercetării pot servi drept suport pentru studii științifice ulterioare, pot fi utilizate în diferite cursuri didactice, teoretice și practice. Pot fi utile studenților și celor interesați de procesul practic de realizare a transcripțiilor pentru acordeon și de interpretarea acestora. Concluziile și recomandările pot fi de folos și de pregătirea pentru evaluările concertistice. Recomandările expuse la finele tezei se referă la continuarea cercetărilor teoretice și practice asupra problematicii date în direcții și aspecte precum transcrierea pentru acordeon a partiturilor de opere simfonice, etc. Sonoritatea și potențialul tehnic al acordeonului contemporan. Editarea unor volume cu repertoriu transcris pentru acordeon, organizarea de masterclass-uri de transcriere la acordeon, a unor concerte, festivaluri și alte manifestări dedicate muzicii academice interpretate la acordeon. Elaborarea unui curs universitar de transcripție ce ar impulsiona realizarea și interpretarea unui repertoriu de transcripții mai larg și mai divers. În încheiere, am dorit să prezentăm câteva fragmente din creații transcrise în propria interpretare. Menționăm că aceste transcripții au fost interpretate nu doar în recitalurile din cadrul tezei, dar sunt utilizate în procesul didactic în clasele de acordeon. Mulțumesc. Foarte multe de pasate. Regizii care schimbă timpul sunetului și sunt formate aceste regizii prin patru voci, care se numesc clarnet, oboi, flaut piccolo și fagot. Prin schimbarea, apăsarea regizilor, schimbă timpul instrumentului. În partea stângă, se află butoane. Vreau să mă refer la acordeonul, anume modelul acesta dat, el a fost adoptat de convertor, ceea ce demnă mai posibilități pentru digitare muzicii clasice la acest instrument. Vreau să subliniez că instrumentul standard pe două rânduri de bază, a pașilor, are ca diapazon o singură octavă, de la nota mi. Este se întoarce înapoi cu octavă. Deci toate temele la polifonii, la punctele permanent sunt pentru octavă mare și sper de originalitatea lucrării. Pentru aceasta, o fost, este inventat un lector care, prin apăsarea butonului, noi avem
de...
partenul care este presesc și în prima parte, îi fătăzi și în dragoste. Imposibil de cântat instrument și un lucru prea modificat din cauza că instrumentul care nu este cântat cu convertor, practic, nu se poate cânta. Este imposibil de cântat. Și aici am văzut o vreță de fapt. Deci, poate este. Deci, poate să o
s-o faci și o execuție la regiune, buget foarte mult timp și este la cam mai mult timp, dar la coadă chiar ultimul pasaj la major, fix așa procedură este. Și concertii
pentru acordeon este un proces de completare permanentă, pentru știu că unul dintre cei mai importanți profesori de acordeon din Republica Moldova, de la cursul acesta 20 de ani de activitate, s-a dat un număr important de transcripții pentru acest instrument, care sunt interpretate nu doar de discipulii săi. Astfel, autorul și-a axat cercetarea sa pe propriile transcripții pentru acordeon din literatura muzicală universală, ceea ce i-a permis să ne problematica transcripției din perspectivă complexe, atât la nivel general, cât și particular, legat de specificul acordeonului. Un merit al autorului este și faptul că a abordat transcripția și ca proces tehnic și proces de tratare interpretativă, propunând de fiecare dată soluții pentru a depăși dificultățile ce întâmplă acordeoniștii în timpul interpretării acestora. Astfel, atât baza teoretică, metodologică, de cercetare, dar și bogată experiență practică a autorului a permis realizarea acestei teze pe care o considerăm foarte valoroasă și necesară. Cu siguranță, teza va avea un impact în procesul de studiere a acordeonului la Academiei Muzicii Teatru și Arte Plastice și la alte instituții muzicale. Materialele pot fi folosite și în cadrul disciplinelor instrumentale de specialitate, metodică pregătire, istoria artei, interpretare și alte. Având în vedere ce expuse, aducem felicitări autorului și conducătorului și recomandăm cumpere conferirea titlului de doctor în arte autorului Petru Ștucman. Și într-un aviz, de la Dumitru Camuș, doctor, director universitar. Remarcăm prevalarea unei terminologii de specialitate ce permite formularea clară a textului științific. De asemenea, apreciem capacitatea de documentare a doctoratului în prezentizarea măsurilor conform majoritatea materialului provenind din studii subordonate tehnici de investigație, deci ce privește metodele de cercetare și teza Mintiorem de plină conformitate cu tipul tezei de doctorat ca abordările științifice întreprinse de autor în problematica studiată, care a reușit să-și atingă obiectivele schițate, să-și pună în valoare, să-și argumenteze conducătorii de ele lansate, actualitatea și importanța acestora. Având în vedere valoarea dimensului științific, recomandăm aprobarea rezumatului tezei ținem acordarea titlului Academiei de doctor în arte, specialitatea muzicologiei în creație, autorului tezei Ștucă Petru. Mulțumim. Domnul Petru Ștucă, aveți să vă expuneți imaginea acestor avize. Întrebări n-au fost, dar poate vreți să vă spuneți. Continuăm ședința noastră și oferim cuvântul referențelor oficiali. Doamnei doctor habilitat, profesor universitar, Elena Mironenko. Stimați colegi, oaspeți, comisie, președinte, suntem astăzi martori la un eveniment extraordinar ce are loc la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Susținerea unei teze de doctor la specialitatea muzicologie, doctorat profesional, care este scrisă în susținute de un maestru în arte, promotor activ al culturii muzicale din Moldova, Petru Ștucă, care a parcurs o bogată cale artistică, afirmându-se ca un excelent interpret acordeonist, fiind renumit profesor la specialitate acordeon, educând circa 150 de tineri acordeoniști, laureați la concursurile internaționale și naționale, precum și cercetător, conducător de orchestre și compozitor-aranjor.
aceste experiențe profesionale multiaspectuale ale domnului Pietru Ciucă și a găsit reflectarea în conținutul și structura tezei, care este dedicată unui fenomen actual și inovator, transcripțiile de muzică academică pentru acordeon. Actualitatea temei este indiscutabilă, pentru că în viața muzicală contemporană, rolul instrumentului acordeon cu clape este egalat cu cel al altor instrumente muzicale academice. Astăzi acordeonul înlocuiește o mică orchestră, precum și orgă. În acest sens, pe lângă creațiile originale scrise pentru acordeon de compozitori contemporani, ca spre exemplu Sofia Gubaidulina, un rol deosebit de important îl au transcripțiile de tezaurul muzicii universale din perioada baroc până la zilele noastre. Textul tezei, destul de voluminoase, 84 pagini, se remarcă printr-un înalt grad de profesionalism muzicologic, interpretativ și didactico-pedagogic. În procesul de soluționare a problemei date, autorul a formulat și a folosit o bază metodologică sintetică ce include diferite metode științifice generale, inductive și deductive, analize și sinteze, metoda comparativă și metodele muzicologice speciale, metoda teoretică, spre exemplu, și cea istorică, analiza integrală și cea comparativă. De asemenea, au fost folosite metode din arta interpretării, ca analiza interpretativă complexă în raport cu transpozițiile realizate și analiza sub aspect metodico-didactic a materialelor muzicale. Trebuie să menționez faptul că studiul în profunzime al temei propuse nu ar fost posibil fără analiza literaturii științifice în limbile române și străine, pe care domnul Ciucă le cunoaște foarte bine. Acest fapt este confirmat și de lista bibliografică vastă, care include 123 de surse, dintre care 16 în română, 13 în limba engleză, 11 în germană, 4 în franceză, 3 în italiană, 59 în rusă. Practica artistică îndelungată și talentul înăscut al autorului i-au permis crearea unei cercetări științifice sistematice panoramice, ce oferă un tablou complex și plenar al fenomenului transcripției. Începând cu analiza istorico-teoretică a aparatului terminologic, al termenului din transcripție, problematica că este abordată în primul compartiment al primului capitol, fenomenologia transcripției muzicale pentru acordeon, unde autorul tezei scoate în evidență patru tipuri principale ale procesului creativ-artistic al transcripției muzicale: redactarea, aranjamentul, transcripție și transcripție prelucrare. În paragraful 2, autorul analizează procesul de creație al transcripției, principiile și particularitățile acestuia din punct de vedere al selectării lucrărilor muzicale academice și revizuirea a mijloacelor de expresie, precum factura, agogica, dinamica, ritmica, ornamentica și registru. În ultimul paragraf al capitolului 1, procesele specifice de transcripție pentru acordeon, domnul Ciucă se concentrează asupra unor aspecte ale specificului tehnic și sonor al acordeonului contemporan, analizând mai apoi procesul propriu zis al transcripției, pe care îl apreciază ca având similarități cu cel componistic, exemplificând prin transcrierile pentru acordeon
a genialelor creații polifonice ale lui Iogan Sebastian Bach, după originele de orgă, și la specificul de transcriere a creațiilor academice de factură omofon-armonică, după originele de pian și vioară. În centrul capitolului 2, aspecte ale interpretării transcripțiilor pentru acordeon, stă metodologie științifico-didactico-practică. Aici, autorul tezii a relevat particularități ale tratării proprii a unor creații polifonice concrete, semnate la Iogan Sebastian Bach, precum fantezia și fuga în amol și preludiul și fuga gemol pentru orgă. Pentru a reflecta aspectele interpretării transcripțiilor creațiilor de factură omofon-armonică, autorul a ales două creații din tezaurul universal romantic, Concertiuc, opus 79 în F-mol, pentru pian și orchestră, de Carl Maria Weber, și Introducerea și Rondo Capriccioso, pentru vioară și orchestră, opus 28, de Camille Saint-Saëns. Textul capitolului 2 poate fi considerat un adevărat, un excelent manual pentru învățământul muzical superior. Concluziile generale reprezintă generalizări și formulări ale ideilor expuse în urma cercetătorilor interprinse în teza de față. Anexa vastă prezintă originalele textelor, transcripțiilor pe care autorul le-a realizat și le-a interpretat în cadrul concertelor, în calitate de acordeonist virtuos, în cadrul componentei practice a tezei de doctor. În mod special, am dorit să menționăm stilul de expunere literar-științific distinct a tezei. Lucrarea se citește ușor, este accesibilă și trezește un mare interes. Se observă faptul că domnul Știuca a abordat tema dată cu multă responsabilitate, seriozitate, cu implicare emoțională față de problemele moderne muzicologice, interpretative și practice. Problema științifică importantă este soluționată totalmente de autor. Iată de ce. Nu avem obiecții asupra demersului științific al autorului. Am dorit să adresăm două întrebări autorului cercetării. Prima întrebare. Cine pentru dumneavoastră sunt figurile de cultură muzicală care au realizat cele mai originale și interesante transcripții de muzică academică? Întrebarea a doua. Aveți planuri de a realiza transcripții de creațiile compozitorului contemporani, compozitorilor contemporani? Reieșind din cele expuse, concluzionăm că rezumatul și publicațiile științifice ale autorului reflectă totalmente conceptul și ideile fundamentale ale tezei date. Teza de Petru Știuca, prezentată pentru obținerea gradului științific de doctor, specialitatea 653.01, muzicologie, doctor profesional, constituie o cercetare științifică originală, fundamentală, finisată, iar autorul merită conferirea gradului științific solicitat. Mulțumesc! Cu atenție! Referitor la prima întrebare, cine pentru dumneavoastră sunt figurile din cultura muzicală care au realizat cele mai originale și interesante transcripții de muzică academică? Eu pot să mă refer la Friedrich Lips, care a transcris foarte multe lucrări clasice pentru acordeon cu butoane. Și foarte mult îmi place cum ce transcrieri au făcut Alexander Dmitriev, profesor de la Rimski-Korsakov de la Sankt Petersburg, conservatorul, artistul
artist emerit al Rusiei, tot are foarte multe transcripții. Acum, dacă să ne referim, aici la noi, practic, toți acordioniștii fac transcripții din start, așa că putem numi orice profesor de acordion, că oricum este nevoit să prefacă pentru comoditatea interpretării și lucrul este și cu octave, și cu bași, și cu registri, cu absolut tot. Dacă să vorbim despre instituțiile europene, că deoarece fiul meu Nicolae știu că a studiat la conservatorul VAM Amsterdam, acolo câteodată vine pur și simplu o chestie de neînțelegere cu profesorii ceia, că, de exemplu, avea într-un semestru, avea colocviu tehnic, i-a dat studiile lui Carl Czerny pentru pian și asta. La dânsul fiind acordeonul cu convertor, cu free bass, pe dânsul l-a impus acompaniamentul acesta, s-au zgălcât și acordul selectat din trei butoane. Când la noi prin standard bass, noi cântăm prin standard bass, când un buton nu mă apeși și sună trei sunete și se armonizează foarte bine. Pentru asta și este, pentru comoditatea interpretului, basa este standard. Dar de nevoie a fost și așa ceva ca o practică. Nimeni nu spune că e rău, dar dacă este și alte modalitate de interpretat când studiul e dat pentru dezvoltarea tehnicii la mâna dreaptă, nu este nevoie de complicat mâna stângă. Așa e părerea mea. La a doua întrebare, aveți planuri de a realiza transcripții din creația compozitorilor contemporani? Chiar la ultimul examen de licență, acum a fost o premieră în Moldova, a fost interpretată sonata numărul 5 al lui Vyacheslav Semyonov, care notele numai pentru acordeon cu butoane sunt. Eu, absolventul personal, l-a scris pe mail pe domnul compozitor și acela i-a trimis notele, ceea ce era foarte surprinzător și foarte plăcut. Că, de obicei, acum toți compozitorii scriu pe trei portative, două de jos care sunt mai evidențiate pentru acordeon cu butoane și partea stângă a mâinii, adică pentru mâna stângă, și deasupra mai este un portativ mic pentru acordeon cu clape, spunem așa. Special, compozitorii deja au grijă de aceea că, ca piesele lor, putem interpreta și cu acordeon cu clape și cu acordeon cu butoane. Și asta foarte mult ne bucură, că ne scapă de foarte mult lucru pe noi profesori, ca să prefacem când este ideea anume a compozitorului, cum asta trebuie să sune și cum asta trebuie să fie, să primești că e original. Dacă... Mai vreți? Eu sunt de acord. Sunt de acord că acompania, da. Da. Da, doamna Elena a fost concertmaestră al lui Vyacheslav Semyonov. Urcăm în continuare de doamna Universitatea de doctor profesor universitar, pentru prezentarea referatului științei. Onorată comisie, stimați invitați, bună ziua! Demersul autorului pe parcursul celor peste 80 de pagini structurale, structurate în două capitole, urmărește modul în care sunt realizate transcripțiile muzicale pentru acordeon. În introducere sunt specificate actualitatea temei investigate, obiectivele și scopul cercetării, metodologia abordată în procesul cercetării științifice, noutatea și originalitatea conceptului artistic, cât și valoarea aplicativă a lucrării. Astfel, autorul afirmă că un factor important în creșterea importanței artistice a acordeonului pe scenele de concert din Republica Moldova și nu numai, este deschiderea claselor de acordeon în centrele de învățământ preuniversitar și universitar din țară. Evoluția artei interpretative la acest instrument a dus la apariția și afirmarea acordeoniștilor în calitate de soliști și profesori care au avut nevoie la rândul său de îmbogățire repertoriului prevăzut pentru recitalurile publice, dar și pentru procesul didactic.
Perfecționarea acordeonului, din punct de vedere al construcției sale, este un alt factor care a suscitat interesul față de acest instrument, atât al compozitorilor cât și al interpreților, care au realizat transcripții, aranjamente, orchestrații pentru diverse componențe, de la acordeon solo până la ansamblurile de acordeoniști. Fiind interpret concertist și totodată profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Petru Știucă este autor ale unor transcripții interpretate de el însuși, cât și de studenții îndrumați. Este evident faptul că în elaborarea acestei teze, domnul Petru Știucă a avut ca punct de pornire experiența proprie, având ca scop relevarea principiilor de realizare a transcripțiilor pentru acordeon și evidențierea particularităților tratării interpretative ale acestora. Având în vedere acest aspect, putem afirma că aduce un plus de originalitate în acest demers științific. Teza de doctorat supusă astăzi dezbaterii publice, gândită și redactată sub atenta îndrumare a doamnei conferențiar universitar doctor în studiu artelor Diana Bunea, este notabilă prin metodologia abordării cu cele trei aspecte ale sale, muzicologic, interpretativ și didactic. Metodologie bine definită și riguros aplicată atât în prezentarea transcripțiilor pentru acordeon, cât și în analiza unor lucrări reprezentative aparținând repertoriului universal. Capitolul 1 este o incursiune în fenomenologia transcripției muzicale pentru acordeon. Sunt aduse în prim plan definițiile și noțiunile de transcripție, transcriere, aranjament, transpoziție, prelucrare și altele, autorul tezei apelând la baza teoretică a cercetării și anume la monografii și studiile muzicologice realizate de Herman Asafiev, Berezovciuk, Zahvarkin, Mazel, etc. Nu mai puțin importante sunt lucrările fundamentale în domeniul autorilor consacrați, precum Blinder, Iacomucci, Macerolo, Lips, Mirek, care au fost suportul teoretic al cercetării. Al doilea subcapitol este intitulat Transcripția ca proces de creație, în care autorul tezei vizează echilibrul dintre menținerea conținutului ideatic al creației originale și posibilitatea de a adapta textul muzical particularităților acordeonului în cazul dat. O abordare interesantă este pusă în paginile subcapitolului dedicat procedeilor specifice de transcriere pentru acordeon. Pe lângă informațiile succinte legate de evoluția construcției acordeonului, Petru Știucă prezintă posibilitățile tehnice și acustice ale instrumentului în perioada modernă. În continuare, autorul tezei își îndreaptă atenția asupra repertoriului polifonic pentru acordeon, relevând principalele diferențe dintre notațiile registrelor pentru orgă și acordeon și, citez, problema surselor notografice utilizate pentru transcripție. Am încheiat citatul, pagina 31. Sunt date ca exemple fragmente din Preludiu și fuga în do minor, catalogul 847 de Johann Sebastian Bach, din Urtext și edițiile redactate de Carl Cerni și Ferruccio Busoni, în baza cărora domnul Petru Știucă nu doar exemplifică anumite procedee de transcriere, ci formulează sugestii privind mișcarea vocilor, modificarea ale duratelor, lărgirea sau micșorarea diapasonului prin transferul vocilor dintr-un registru în altul, modificarea desenului ritmic și altele. Tehnica manevrării burdufului, un aspect specific acordeonului, este reflectat cu atenție de către autor în aceeași secțiune. Fragmentul demersului științific în care este reliefat specificul transcripției la acordeon al creațiilor de factură omofon-armonică se referă la lucrările preluate de repertoriul pentru pian și vioară și în acest caz domnul Petru Știucă enunță conceptul personal legat de factorii determinanți pentru realizarea corectă a transcripțiilor, dând dovadă de competență profesională. Primul capitol se încheie cu o serie de concluzii realizate în baza celor relatate mai sus.
Aspecte ale interpretării transcripțiilor pentru acordeon reprezintă subiectul ales pentru al doilea capitol, în care Petru Știucă detaliază analiza legată de structura arhitectonică, oferă cititorilor informații utile despre melodii, armonii, polifonii, evidențiază sugestiile personale referitoare la agogică, dinamică, face unele recomandări cu privire la menținerea presiunii aerului în burduf în scopul realizării unei sonorități ample, prevăzute în discursul muzical. De asemenea, importante sunt analizele comparative din textul original și transcripțiile ale lucrărilor polifonice, care sunt aduse în prim plan în subcapitolul 1. Fantezia și fuga în la minor, catalog 561 și preludiu și fuga în sol minor de 535 de Johann Sebastian Bach. În al doilea subcapitol, autorul tezei și deopotrivă al transcripțiilor realizate de el însuși, își îndreaptă atenția asupra a doua lucrări concertante. Concert Știuc, opus 79 în fa minor pentru pian și orchestră de Carl Maria von Weber și introducere și rondo capricioso, opus 28 de Camille Saint-Saëns. Analizele, atât cele structural-interpretative, cât și cele comparative, au fost făcute cu intenția de a fi utile atât studenților, acordeoniștilor profesioniști, dar și profesorilor de acordeon. Autorul demersului științific, atingându-și scopul de a elucida rolul și valoarea artistică a opusurilor transcrise pentru acordeon prin prezentarea și caracterizarea lucrărilor compozitorilor menționați, totodată contribuția sa s-a materializat într-o abordare personală a aspectelor teoretice și practice. Totuși, în calitate de referent oficial, sunt obligată să fac unele observații, care, în cazul de față, țin în special de tehnoredactare. În pagina 12 apare expresia "sunt include", iar la pagina 31 fiind "obligatorie". Este evident că în primul exemplu trebuie înlocuită o literă, iar în al doilea de adăugat o literă lipsă. O recomandare ar fi și evitarea pleonasmelor, precum renumite capodopere, pagina 27, capodoperele și așa se trebuie. Cercetarea științifică efectuată de domnul Petru Știucă îmi permite să concluzionez următoarele. Autorul a reușit să evidențieze particularitățile stilistice în lucrările propuse spre analiză. Autorul a dezbătut elocvent valorile muzicii academice preclasice și romantice prin prisma transcripțiilor pentru acordeon. Autorul a fructificat documentarea amplă într-o manieră convingătoare. Bazată pe o bogată și variată documentare, 123 de titluri în limbile română, engleză, germană, franceză, italiană, rusă, dar și pe o susținere practică, interpretativă și didactică, teza elaborată de domnul Petru Știucă este fără îndoială o contribuție de o cardinală profesionalitate. Pentru toate aceste temeinice aspecte, rezultate de lectura atentă a tezei, susțin propunerea de acordare domnului Petru Știucă a titlului academic de doctor în arte, cu felicitări dânsului și coordonatorului științific. Întrebarea ar fi: dacă pe parcursul perioadei a stagiului doctoral, a celor 6 ani, ați întâlnit o altă partitură sau altă transcripție realizată a lucrărilor deja analizate în teza de doctorat. Adică, dacă altcineva a mai făcut introducere și rondo, cum să știu, sau lucrările fantezie și... Da. Și care ar fi diferențele, dacă sunt? Că ar trebui să fie în cazul în care sunt realizate. Poate nu sunt, n-ați întâlnit manuscrisul sau... Mulțumesc mult, las un loc pentru președinte. Referitor la ce, dacă am întâlnit transcripțiile la piesele acestea, da, le-am întâlnit, numai că ele, vreau să vă spun că piesele acestea foarte, dacă mi-a plăcut foarte mult și le fac transcripție, eu găsesc originalul după care mă conduc. De ce? Că dacă a fost făcută transcripția, precis că acolo de acum au fost făcute schimbări care nu coincid cu originalul. Și dacă din start ai material prefăcut, asta deja nu este corect, eu s-o cot. Nu, asta întrebam.
altcineva a avut aceeași idee de a transcrie aceste lucrări pentru acordeon. Eu am întâlnit, iar la minorie este în... În Tălmăciov, este în Tălmăciov. Numai că acolo e imposibil de cântat la acordeon cu clape. El este pentru acordeon cu butoane. E făcut și sunt schimbări chiar și în voci, chiar și în registre nu sunt indicate acolo. Adică nu e tratată absolut deloc lucrarea aceasta. E pur și simplu luată și scoasă. Că, vreau să spun că pentru acordeon cu butoane mai puține probleme sunt pentru transcrierea decât pentru acordeon cu clape. Că acordeon cu butoane are posibilități cu mult mai largi. În primul rând, diapazon, dar în doilea rând, absolut toate sunt dotate cu convertor, ceea ce la noi nu este. Nu este. Și ești nevoit să manevrezi și cu registre, și cu digitația diferită, și cu absolut foarte multe probleme apar. De asta și vă zic că... Deci, asta, prin răspunsul dumneavoastră, că nu concluzionez că transcripțiile dumneavoastră au un plus de originalitate și profesionalism. Fapt care l-am menționat și de fapt... Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Suntem mulțumite, da, de el, așa. Și mai avem un aviz din partea domnului Ciprian Chițu, care n-a putut să vină astăzi, dar avem un avizul și avem un acceptul referitor la acordarea titlului. Rugăm secretar științific să citeți citirea acestui aviz. Referat la subtezii intitulate Principii de realizare și interpretare a lucrărilor academice transcrise pentru acordeon, ce aparține doctorandului Ștucă Petru. Acordeonul este un instrument aerofon ce a cucerit un segment important al organologiei românești și moldovenești în a doua decadă a secolului trecut. În practica folclorică, apariția acordeonului cu clape este legată de repertoriu relativ nou, ce are și o funcție cu latura armonică, tributare sistemului tonal funcțional major minor. Instrumentul are funcțional acompaniator, precum și solistic, în o simbioză tacilă, fapt ce i-a conferit autonomie și frecvență sporită în muzica de solist, folclorică, dar și în marea muzică, în cea clasică, fapt demonstrat cu desăsință de doctorat în aceste diziderate. Drept urmare, teza domnului Ștucă reprezintă un raționament obiectiv la faptul că acordeonul cu clape este un instrument ce poate avea conotații folclorice, dar marginea timpului său se regăsește cu un parfum special și în lucrările clasice de surginte academică, așa cum le denumește doctoratul. Fiind un instrument relativ nou, la noi, la români, poate ușor marginalizat, atribuit desinori de la diletantismul sonor, putem afirma faptul că literatura de specialitate dedicată acestuia este deficitară, atât în ceea ce privește materialul sonor, științific, intrisect și bibliografic. Lipsa partiturilor specifice acestui instrument a avut reflexii și limitarea unor supleante adaptabile numite transcripții. Din acest rezon găsesc probator demersul doctorandului Petru Ștucă de a aborda această problematică, de a o reanima, de a o repune pe firmamentul muzical într-un climat în care predomină literatura clasică, instrumentele electronice și cu factură academică. Însuși, timpul lucrării deconspiră și denominizează noianul informațional cu presinteză. Urmează a fi decriptate unele principii de folire, de adaptare cu rol aplicativ în interpretare a unor partituri clasice transcrise pentru instrumentul menționat acordeon. Teza cuprinde două capitole consistente, vaste din punct de vedere informațional, bine structurate din punct de vedere didactic, edificante, concluzive și bine argumentate. La care sunt atașate o introducere cu rol justificativ și concluziile finale ale doctorandului. Fiecare capitol este precedat de unele concluzii ce sintetizează elementele expuse, fapt ce denotă o bună conceptualizare și sistematizare
tehnologia vizitată. Subcapitolul următor profilează rolul autorului transcripției, ce realizează funcțiunea dintre actul creator și cel interpretativ, devenind un alter ego pentru lucrarea originală. Acest proces nu se efectuează incidental, ci necesită o eternizare și implică un raport constant, împătat, între original și nou, cu scopul conservării trăsăturilor principale ale creației și adaptării acestea la faptul corpului instrumentul utilizat. De ultimul subcapitol aduce în centrul atenției instrumentul studiat, acordeonul. Acest subcapitol este pur tehnic și are strânse conexiuni cu metodele de confecționare a acordeonului și reprezintă un expozeu structural de cunoaștere a instrumentului, a posibilităților interpretative și tehnice ale acestuia, o condiție intrinsecă și inoptabilă în transcripția unei partituri constă în cunoașterea temeinică a instrumentului destinatar. Drept urmare, sunt prezentate aici variațiile tehnice și acustice ale acordeonului, ce s-a modernizat intens, iar noi dobândit noi posibilități de interpretare și improvizare. Este expus de apazonul acordeonului cu coapte, dimensiuni ale acesteia, unele referiri succinte și la acordeonul cu butoane și diferite registre ale acesteia. Tot în acest subcapitol sunt furnizate o serie de facultăți de transcripție a creațiilor polifonice pentru instrumentul studiat. Aceste transcripții se bazează în esență pe orgă, un instrument specific perioadei barocii. Pornind la termenul de polifonie și multe genuri muzicale adaptate acestei maniere de scriptură, autorul aduce exemple muzicale concrete expuse cu unele diferențe la lecturi diverse. Tot aici sunt relatate unele principii de scriptură pentru un nou instrument, precum adaptarea vocilor, omiterea anumitor sunete, modificarea unor grave, erizierea anumitor voci, transferul acesta într-un registru, dintr-un registru în altul, elemente ce țin de dinamică a vocii sau note melodice ornamentale. Acest subcapitol se încheie cu transcripțiile creațiilor de factură o formă armonică pentru acordeon, preluate din literatură pentru doar și pian. La fel ca transcripțiile polifonice, și aici se vor avea în o serie de factori de cum împartă calitățile instrumentelor autentice, egalizarea specificul interpretativ sau posibilitățile tehnice din care se vor cele de dispozitate. În ambele maniere de scriptură, un loc determinant propozitului o abordare abilă a partiturii originale, corroborată de talentul și inventivitatea coautorului. Capitolul secund se intitulează Aspecte ale interpretării transcripțiilor pentru acordeon și inserează două subcapitole ce expun anumite problematici interpretative ale creațiilor transcrise de factură lineară sau homofonă. Acest capitol aduce și doza de originalitate a tezei, întrucât are drept fundament un modul analitic interpretativ a unor transcripții realizate chiar de către doctorand. Primul subcapitol face referire la două lucrări polifonice, pe clasice, emblematice, ce aparțin compozitorului Johann Sebastian Bach. Sunt analizate lucrările din punct de vedere arhitectonic și armonic. Sunt depistate pasajele ce ar putea judeca unele problematici de ordin interpretativ și sunt expuse variante în vederea soluționării acestora. Fiecare exemplu muzical este emis în varianta originală, dar și cea transpusă pentru acordeon. Pe lângă posibilitățile tehnice de transcripție, sunt atașate și registrele acordeonului, ce conferă o sonoritate apropiată de varianta originală. Ultima secțiune, intitulată Aspecte ale interpretării transcripțiilor creațiilor de factură omofon-armonică, înseamnă două compoziții afiliate literaturii romantice, una pentru pian și orchestră, ce aparține compozitorului Carlo Maria Ferrer, și una pentru vioară și orchestră, ce aparține compozitorului Camille Saint-Saëns. Sunt prezentate aici unele aspecte ce țin de latura compozitivă, stilistică, dramaturgică, elementele de limbaj, precum scheletul armonic sau problematici de ordin ritmic. Toate elementele
acordului interpretativ. Aici, la subcapitolul anterior, exemplele muzicale sunt expuse bivalent în formă originală, instrumentul și orchestră. Și varianta pentru acordeon, ce îi aparține doctorandului. Sugestiile interpretative sunt în deplină conexiune cu particularitățile transcripțiilor create cu analizare și reflectă logică, coeziunea și originalitatea subiectului tratat de către doctorandul. Recomandările autorului au învățat copii și profilează unele valențe de studiu și lucrările a sferei abordate cu aplicabilitate într-o etapă finală în latura scenică. Precum dezideratul său, domnul Petrușcu, care reușește să emită o imagine complexă și sintetică a artei de transcripție și de interpretare a acordeonului cu coapte în contemporaneitate, realizând o evaluare de ordin științific a proceselor emotive de afirmare a acestuia în contextul artistic național, dar și universal. Procedeile de scriitură provin de la linearitatea barocă și culminând cu omofonia romantică, reflectă o expunere diatonică ce culminează cu epoca modernă. Genuri muzicale specifice au unui proiectat din istoria muzicii, precum barocul sau romantismul, sunt adaptate în un instrument relativ nou, ce a suferit de-a lungul timpului retușuri de ordin tehnic sub forma unor perfecționeri. Pe lângă unele aspecte emotive tehnici de transcripție adaptări în situații cheie, s-a insistat și pe latura pedagogică a acestui instrument. Doctoratul situindu-se normativ în fenomenul interpretativ și didactic. Domnul Petrușcu este un formator, un fondator de școală moderne de acordeon în mediul academic eșan și moldovenesc, fapt meritoriu pentru România sa. Probabil și opțiunea directă cu studenții, necesitatea didactică, lipsa unui repertor de specialitate, mai ales în muzica academică, l-au determinat să înfăptuiască aceste transcripții și această rezultată științifică. Teza în sine reprezintă probabil muncii domniei sale, unei activități rodnice pe care s-a gândit să o împartă. Fără învățământ muzical, fără o pedagogie serioasă, fără principii, fără metode sau adaptări, fără tehnici inovative, în domeniul mai ales în spațiul teoretic, acordeonul ar fi rămas un simplu instrument pro acompaniator în muzică de sonjit folclorică. Actualmente este vădit faptul că perspectivele de valoare artistică, didactică și modernizarea transcripțiilor se află într-un ascensiu continuu, văzând problematica deschisă unor cercetări funcționale. Tema ție reprezintă o bază științifică organologică exponențială pentru acest instrument, are caracter interdisciplinar, comunând mai multe științe, armonie, contrapunct, orchestrație, forme muzicale, istorie, muzicologie, stilistică interpretativă sau analiză muzicală. În tratarea analitică a repertoriului pentru acest instrument, autorul a încercat și a reușit să elucideze unele principii de realizare a transcripțiilor pentru acest instrument, evidențiind și tratarea lor interpretativă tehnică. Bibliografie serioasă, scufoasă, metodă documentară a autorului și baza cognitivă a lucrării. Dar fiind faptul că atât Basarabia, precum și România, sunt relativ deficitare în ceea ce privește acest segment al organologiei, consider apreciativ efortul domnului Petru Șucă în tot ce a realizat prin acest demers. De asemenea, se simte amprenta plină de profesionalism a coordonatorului științific ca doare conferințial universitar, doctor Danagune, care prin activitatea domniei sale promovează științific valorile terene în spațiul basarabean și pune cu ostinație un lemn pe focul romantismului. Teza reprezintă un câștig real, palpabil, pentru fenomenul transpozitoriu, interpretativ, organologic, contemporan și conferă o diagnoză obiectivă în ceea ce privește evoluția repertoriului destinat acordeonului cu coape și situația actuală a acestuia. Demersul se evidențiază cu un volum factologic vast și
studiați prin profesionalismul demonstrațiilor analitice, prin sintetizarea imagistică cu valoare artistică interpretativă, didactică și documentară, prin atitudinea obiectivă și competentă față de fenomenele interpretative și conformistice, merite care îndreptățesc acordarea titlului academic de doctorat domnului Petru Șchiucăr. În 2023, conferențiar universitar, dr. Ciprian Fițu, Universitatea Națională de Arte, George Enescu, Iași, România. Mulțumesc! Mulțumim! Aveți ceva de completanță? Mulțumim! Este atât de amplă. Că am pregătit, este la dosar, avizul meu. Aș vrea să spun câteva cuvinte, așa, ca să zic, fără foiță. Încerc așa mai pe scurt, da, pentru că de câte ori îl văd pe Petru și mă gândesc la el, stă în față cum stătea ei la lecțiile mele de folclor, de mânuță cu soția Lilia Gajul, Lilia Gajul, da? În clasa 49, doi studenți foarte serioși, foarte responsabili, foarte, încă de atunci, deci mi-a atras atenția lucrul ăsta și așa, uite, mi s-a întipărit. Mereu așa îi văd pe amândoi. Și mă bucur că pe parcursul anilor lucrul ăsta s-a amplificat, adică seriozitatea și responsabilitatea, profesionalismul. Petru a ajuns să fie un foarte bun profesor, face parte din categoria de muzicieni care nu doar sunt muzicieni, dar care și le place muzica, știți? Este așa o vorbă la muzicieni, adică ce vreau să spun, că deci Petru cunoaște în profunzime materialul dezbătut în teză, problematica tezei și orice întrebare când o discutam, păi da, aici așa, așa, așa și gata, ne aprofundam, de acum zic stop, gata, încet ușor, mai răruț luăm și pe rând. Pentru că atunci când am pornit această teză, Petru mi-a prezentat un clip de transcripții. Deci erau deja realizate, erau deja implementate în procesul de studiu și pe de o parte a fost ușor pentru că am avut acest material, deci el nu a fost bine, s-a perfecționat poate pe parcurs, ceva s-a mai modificat, dar a avut ca bază aceste transcripții care se interpretează și la noi. Și mă bucur, deci că teza a ieșit, după părerea mea, este o reușită. Eu sunt mulțumită că Petre a fost, cum să zic eu, receptiv la toate cerințele mele, pentru că eu ziceam, păi și aici și asta trebuie, da? Și asta, bine, hai că facem, și asta trebuie, și asta, păi și aspectul ăsta, și aspectul ăsta. Și așa a crescut bucățică cu bucățică, e o muncă, într-adevăr, foarte și foarte megaloasă, foarte... deci, cei care au trecut doctoratul cunosc lucrul ăsta, cei care acum îl trec,
tot cunosc și urmează să mai cunoască. Deci eu îl felicit pe Petru și mă bucur că muzicologia noastră, în cercetarea noastră muzicologică, a mai apărut o teză valoroasă, după părerea mea, o lucrare originală, finisată, deci care merită, chiar de ce nu, să fie publicată neapărat împreună cu aceste transcripții care, într-adevăr, trebuie să aibă acces cât mai mulți interpreți la ele ca să... Și asta, îi urez succes în continuare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Dumnezeu, pentru Conferința de Universitar. Din miere comisiei, ofer cuvântul secretarul științific, doamna Ecaterina Bărbu, să se expună asupra tezei. Mulțumesc, miere comisie, în rata asistenței. Vreau să trecem pe primul rând doctorandul cu realizare și conform doctorul științific cu o realizare extraordinară care, fără îndoială, aduce o contribuție importantă în ceea ce privește procesul didactic și anume experiența, da, experiența aceea de 20 de ani predate de profesor de specialitate și munca enormă depusă. Și, da, citind teza, pot să menționez faptul că este o realizare și o lucrare valoroasă, ce se merită și trebuie să fie publicată și numai decât în calitate de un suport de care va să vină în real folos pentru nu doar, sper eu, nu doar pentru profesorilor din Academie de Muzică, dar probabil din toate instituțiile de învățământ. Și vă doresc succes și vă mulțumesc în continuare. Mulțumim! În sfârșit, venit rândul meu să mă expun asupra tezei. Vreau să subliniez actualitatea, importanța, valoarea teoretico-practică a acestei teze. Doar așa numită anexă, cu toate că eu am zice că asta este prima. Fiindcă ca să realizezi aceste transcripții, nu doar trebuie să cunoști profund instrumentul, să fii un interpret de înalt profesionalism, dar trebuie să ai cunoștințe profunde referitoare la etapa când a fost scrisă această lucrare. Despre autorul lucrării. Trebuie să ai cunoștință, dacă este polifonie, în domeniul contrapunctului, trebuie să ai cunoștință în domeniul armoniei, trebuie să ai cunoștință în domeniul facturii. Deci, atâtea cunoștințe trebuie să le ai și să le aplici ca să faci, într-adevăr, o transcriere de valoare. Deci, aceste transcripții, de fapt, reflectă și un talent de compozitor. Fiindcă este aportul atunci când schimb cu locurile liniile melodice, atunci când renunți la un sunet într-o verticală armonică, trebuie să cunoști lucrurile astea profund ca să nu distorsionezi valoarea originală a lucrării. Și eu cred că Petru Șpiuca a făcut o muncă enormă și absolut necesară pentru toți viitorii studenți și nu numai studenți, cei care vor dori să interpreteze lucrări academice la acest instrument pe care eu îl ador, acordeonul, așa, și neapărat recomand această lucrare și restul, poftim, poate fi completat această așa numită anexă, că da, suferință nu este o anexă, este o valoare inestimabilă, transcripții, neapărat să fie publicat. Vă mulțumesc! Și am ajuns la discuții libere. Cine dorește să se expună cu referire la personalitatea lui Petru Șpiuca, lucrarea acestuia, vă rugăm foarte mult cineva, domnul Petru Neamță, sigur că vă rugăm.
mare plăcere vreau să vorbesc cu Petru. Știu că pentru că este un om foarte serios, un profesionist și un foarte mare pedagog, să știți. Pentru că în ultima vreme, în ultimii ani, dumnealui face specialiști adevărați, care cântă nu doar muzică folclorică, muzică populară, dar cântă tot. Și muzică academică, și muzică contemporană, și tot acolo. Dar ceea ce am auzit eu astăzi este pur și simplu un eveniment foarte important pentru noi toți, nu doar pentru acordeoniști, pentru că este un eveniment pentru toate profesiile. Acordeonul este un instrument care era interzis în Uniunea Sovietică, dacă țineți minte, în anii 60, înainte de 60, era interzis în general, că e un instrument burghez. Ca să ajungem astăzi să-l comparăm cu pianul și cu vioara și cu toate instrumentele clasice. Este extraordinar, pur și simplu, și mă bucur foarte mult pentru asta. Că, ce să mai zic, este important acum să mai facă, dacă e posibil, să fac cât mai mult material muzical să aibă, pentru că ceilalți care sunt, sunt mulți profesori care nu știu să facă acest lucru. Și pur și simplu nu sună piesa academică, piesa clasică, chiar Bach la acordeon, pentru că acordeonul nu are așa posibilități. Trebuie să fii mare specialist ca să faci așa, că nu se simte că nu are ceva acolo, nu sau. Este important asta. Fericitări și mulți, nu vreau să vorbesc mult, că ați vorbit specialiștii în domeniu și să-i doresc sănătate, mă bucur foarte mult pentru el. Nota n-are importanță astăzi pentru mine, pentru că el este într-adevăr un profesionist în domeniu, și în teorie, și în practică, și în tot. Și un profesor extraordinar. Sănătate și ce se mai trebuie, profesor. Mulțumim! Mulțumim! Cine mai dorește din cei prezenți în țară? Da, copilul, șeful departamentului catedrei de muzică populară, domnul doctor, rector universitar Calerii. Da, eu m-am expus în aviz, dar țin să completez, să adaug ceea ce ține de cunoașterea mea a domnului Petru Știucă. Noi fiind colegi de o perioadă mai îndelungată, Petru Știucă a abordat o temă, să zicem așa, putem să zic liber, o temă foarte arzătoare. Completarea repertoriu care, deoarece instrumentul acordeon este un instrument mai nou și el nu avem, nu, adică este repertoriu, dar perioada baroc, perioada clasicismului nu s-a scris și el. S-a apucat de un lucru care practic foarte complicat, cu mare îndrăzneală și lui îi reușește. Și nu numai de repertoriu, vreau să zic, repertoriu pentru pian, dar repertoriu violonistic. Și știți, asta am vrut să menționez, că lucrările acestea eu le-am ascultat la catedră, în interpretarea studenților și lui a reușit să mențină anume coloritul acela care are aceeași sensans, cum eu știu cum sună la vioară, fiind violonist, la acordeon, întocmai, adică foarte, foarte reușit a făcut transcripțiile. Păcat că nu-i aici domnul Lapicus, fiindcă la una din discuțiile ceva mai timp înainte, s-a expus că nici la pian nu sună așa bine cum sună la acordeon lucrările polifonice. Într-adevăr, ceea ce a demonstrat astăzi Petru cântând la acordeon, un sunet imens, bogat, adică o adevărată o lucrare polifonică și lui reușește asta. Vreau să-l felicit încă o dată și consider că domnul Petru merită titlul de doctor în arte. Felicitări! Și felicitări conducătorului, doamne Diana Bunea, fiindcă, într-adevăr, doar cred că numai sub îndrumarea ei ați ajuns la bun sfârșit. Da, numai bine. Mai dorește cineva să se
Stimați membri de comisie, stimată doamnă președinte, bună ziua! Eu îmi permiteți o să mă adresez onoratului candidat la titlul de doctor din ziua de astăzi, este domnul Petru Știuca. Stimată doamnă Știuca, vă felicit călduroasă pentru faptul că, în sfârșit, după un proces îndelungat de muncă, asupra tezei de doctor, bineînțeles, sub îndrumarea înțeleaptă a doamnei doctor conferențiar Diana Bunea, procesul de lucru a luat sfârșit, a ajuns, hai să spunem așa, la etapa finală și astăzi asistăm totuși la ceea ce înseamnă culminația a studiilor de doctorat, în sfârșit, subținerea publică a tezei de doctor. Am avut ocazia să parcurg materialul tezei pe care dumneavoastră ați scris-o și, bineînțeles, în calitate de violonistă, m-a impresionat sub capitolul în care dumneavoastră ați realizat transcripția lucrării de bravură în repertoriul violonistic, mă refer, bineînțeles, la lucrarea Rondo Capriccioso, care reprezintă o piatră de încercare nu doar pentru studenții noștri, dar și pentru mai mari soliști violoniști și pot cu mâna pe inimă să vă spun că departe din fiecare se încumetă să o abordeze în repertoriul propriu. Este o lucrare de mare dificultate, iar ceea ce ați reușit dumneavoastră să realizați mai mult decât merită aprecierile cele mai înalte, pentru că v-ați încumetat totuși să faceți o transcripție de excepție și ne-am prins la ideea cu domnul Sergiu Mărzat că sună mai interesant în abordare pentru acordeoa. Vă felicit încă o dată călduros pentru tot ceea ce ați reușit să realizați și sper din suflet că activitatea dumneavoastră științifică nu să se oprească aici și cel puțin un volum metodic va fi realizat, scos sub tipar, care va servi drept sursă de îmbogățirea cunoștințelor nu doar pentru instrumentiști, pentru soliști, dar și pentru profesori. Așa că, succes! Sănătate și realizări frumoase în continuare. Suntem tare mândri de dumneavoastră pentru tot ceea ce ați făcut. Atunci vă rugăm să fiți autori, de așteptați, că nu mai discutăm aici, după invităm la audiență. Vă rog pe secretara științifică ca să dea citire procesul verbal de la ședința de susținere publică a tezei de doctorat a domnului Petru Știuca. Vă rugăm. Procesul verbal din data de 16 iunie 2023. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat, numită din decizia Consiliului Științific numărul 4 din 23 martie 2023 și ordinul rectorului numărul 31 martie 2023, a dezbătut în ședință publică teza de doctorat a domnului Petru Știuca, intitulată Principii de realizare și interpretare a lucrărilor academice pentru acordul. În urma dezbaterii, Comisia de Doctorat a hotărât să îi se confere titlul de doctor în arte, domeniul artă muzicală, specialitate în muzicologie, pe baza votului exprimat cu calificativul foarte bine. Ultimul cuvânt. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația la această susținere, că ați spus foarte mult lucru și în avizul și asta care să-i fie luat în considerație și să fie parte din mai decât proiectat, totul va fi și mai bine decât acum a fost prezentat. Vreau să vă zic și de mulțumesc profesorii mei. Fără de dumneavoastră, n-am să vă duc până la iubirea, dar o să vă duc procese. Doamna directoare, doamna Sucoană, vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Doamna Ecaterina, vă mulțumesc. Doamna Aurelia, vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Grazie de ea, doamna Delia, vă ușor că se vede tot. Eu pe voi tot vă iubesc și vă doresc multă sănătate. Și să vedeți, studiați și doctorați pe multe. Mulțumesc!